Partidele aflate la guvernare nu vor să îndrepte erorile din noua lege a pensiilor, declară senatorul hunedorean Vasilică Potecă. După ce o propunere legislativă care prevede modificarea și completarea noii legi a pensiilor, prin care s-ar fi rezolvat nedreptatea făcută pensionarilor mineri și a celor care au lucrat în condiții grele, nu a primit aviz favorabil de la Comisia de Muncă a Senatului. La Senat, în Comisia de Muncă, coaliția PSD-PNL a respins proiectul de lege care ar fi făcut dreptate pensionarilor mineri. Se dovedește astfel că partidele aflate la guvernare nu vor să îndrepte erorile din noua lege a pensiilor. Calcularea greșită a acestora, omiterea unor categorii de pensionari de la calcularea majorării veniturilor și erorile din lege care îi afectează pe mineri, energeticieni și siderurgiști, rămân în continuare în proiectul guvernului Ciolacu. La Senat, cei care conduc în acest moment România au decis să nu modifice nimic din actuala lege, motiv pentru care toate amendamentele nu au fost luate în considerare. Așadar, singura speranță rămâne la Camera Deputaților, unde proiectul de lege va trebui amendat astfel încât categoriile afectate să primească pensiile neafectate de calculele eronate sau de deficiențele noului sistem de pensionare. Luni, în plenul ședinței Senatului României, se va dezbate din nou proiectul pentru a se face dreptate pensionarilor. Facem astfel un apel către senatorii puterii de a da dovadă de solidaritate și de a vota în favoarea pensionarilor, a menționat senatorul hunedorean Vasilică Potecă.